Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. În sfârșit, în sfârșit i s-a luat o piatră de pe inimă lui Livache. Au venit oamenii la meeting și nu s-a făcut el de râs. Cu numărul participanților, zic, altfel discursul ăla, Dedi. Acum Livache poate să plece în vacanță, a muncit destul. Cred că poate la final de mandat să treacă meetingul printre realizările guvernului. În lipsă de altceva, a reușit să aducă 200.000 de oameni la București. E o mare performanță, la ce drumuri avem? Așa să aduci oamenii pe autostrăzi, bă, într-un oraș cu suficiente locuri de parcare? Poate oricine. Doar într-o țară cu infrastructura la pământ se văd mari campioni. A, și apropo de adus oameni, s-a lămurit treaba, domne? Au venit de bunăvoie? Pentru că dacă au fost aduși cu japca, atunci realizarea e mult mai importantă. Avem de a face cu o mână sigură de organizator, cum n-a mai văzut țara noastră de la paradele de 23 august. Ați venit de bunăvoie la București? Ați venit cu drag la București? Vă place la București? Ați venit cu japca la București? Nu! V-a plătit cineva? V-a obligat cineva? V-a amenințat cineva? Cât de tare! La unele nu era sigură cum vor răspunde oamenii și răspundea ea: nu, nu! Ce penibil! Doamna firea, dar nu așa se face, doamnă. Atunci când îi întrebați dacă au venit de bunăvoie, trebuie să le puneți becul în ochi. Oricum vă dați seama ce discurs înălțător a ținut doamna firea. S-a urcat pe scena aia în fața a sute de mii de oameni ca să vorbească despre cum n-au fost aduși cu japca. Bine că nu i-a salutat la început cu o chestie de genul: bună seara! Bună seara, oameni buni care în niciun caz n-ați venit din obligație aici! Ce-ți doresc eu ție? Dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, armă de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor! Trăiască România liberă! Doamnă, mă scuzați, dar până una alta Bucureștiului nu-i doriți nimic? O fluidizare a traficului, ceva, niște parcări măcar. Momentan sunteți primarul Bucureștiului, nu al României. În ciuda opiniei dumneavoastră că... În calitate de primar general al României, primar general al României... Primarul general al României, auzi? Nu, doamnă, sunteți președintele capitalei. Ah, stai, stai așa, legat de președinte. Dragi români din toată țara, dragi bucureșteni, de aici, din Piața Victoriei și de acasă, dreptul românilor este sfânt, votul românilor este sfânt. Nu mai putem accepta în țara noastră, în patria noastră, să votăm, să avem alegeri libere, să avem un parlament stabil, să avem un guvern legitim și altcineva cu geacă roșie participând la meeting-uri ilegale să ne confiște votul românilor. Cineva cu geacă roșie, auzi? Cine găbița? Iohannis? Despre el era vorba? Nu că trebuie să zici mai clar, unul cu geacă roșie și care în tinerețe a vândut copii. Va cam enerva cu geaca aia, nu? Geaca aia cu care Iohannis a ieșit la protestele de anul trecut. Auzi la el, mă, să meargă la protestele anti-PSD într-o geacă de culoarea PSD-ului. De-aia v-ați îmbrăcat acum în albă? Va confisca neamțul culoarea roșie. Doamne, doamne, ce delir! Și chestia cu guvernul stabil, care dintre ele? Grindeanu, Tudose ori Dăncilă? Spuneți acolo ca să știe oamenii de ce au venit, pe cine susțin, pe cine dau jos, să nu iasă vreo confuzie. Nu de alta, dar i-am auzit pe unii că voiau să dea jos guvernul. Poate ieșea vreun deranj cu doamna Veorica. Noroc au stat potoliți oamenii. Bine, au avut și program ca lumea, mă, un soi de varietăți, așa, ca la Revelion. Au avut parte chiar și de un scurt moment de comedie cu cel mai trist și stânjenitor vorbitor al serii. Atenție! Urmează imagini jenante care vă pot afecta emoțional. Doamna Cucuvea, unde v-ați ascunselea? E sufrageristă și nu mai rezistă. E sufrageristă și nu mai rezistă. Ești afară, Cucuvea torționară.
Ești afară cu cuvea torționară. Bă, trebuia să arunci microfonul după asta, Pleșoianule. Ce vorbești, bă? Jay-Z ăla s-a retras duminică dimineața, anunța la prima oră. Vai, ce jenant, Pleșoianu, frate, ce zero. Puteai să tragi un pui de somn în liniștea care se lăsa în Piața Victoriei atunci când Pleșoianu se aștepta ca mulțimea electrizată să scandeze după el. Și ce rime obosite. Cred că se găseau pe acolo oameni aduși din Maramureș sau Botoșani care erau mai puțin obosiți decât rimele lui Pleșoianu. Băiatul ăsta e atât de jenant încât pare că funcția pe care o ocupă el în partid e aceea de Codrin Ștefănescu. E, asta e. PSD trebuie să aibă mereu un om penibil de scos la înaintare ca să-i scârbească pe cetățeni. Doamna Cucuvea, unde v-ați ascunsele? Doamne, ce oroare! Nici doamna Viorica nu chinuie în halul ăsta limba română. Dar apropo de doamna Viorica, nu putea lipsi din programul meetingului momentul în care Viorica se face de râs. Vă suna Iohannis, doamnă, și nu știați cum să... Nu știți unde-i lanterna, nu? Au pitit-o aia, niște nenorociți, domne. Cred că totul a fost pus la cale, făcea parte din scenariul meetingului, da? I-au și zis organizatorii înainte. Doamna Dăncilă, să rumâna, să știți că de data asta nu o să vă mai luptați cu limba română, nu. Inamicul dumneavoastră va fi în această seară tehnologia. O să chinuiți acel smartphone ca pe forma de dativ a unui pronume nehotărât. De fapt, Dăncilă a chinuit smartphone-ul la fel cum a chinuit Dragnea logica. Sunt 6 milioane de oameni care au fost interceptați, urmăriți, filați, monitorizați, înregistrați și supravegheați de statul paralel. Este mai mult decât ne-am fi putut închipui vreodată. Stați puțin, nu e încheiată discuția despre 6 milioane de români ascultați? Nu doar că SRI-ul a infirmat, dar până și Manda a recunoscut că n-are niciun fel de informații. E o cifră după ureche, așa, o speculație. Neavând cifre oficiale, am spus că aceasta este opinia noastră. Maxim, maxim, nu există dovadă mai mare de ticăloșie. N-avem cifre, am zis că asta e opinia noastră. Mă rog, probabil că Manda trebuia să recunoască după meeting faptul că a scos cifra asta din burtă, doar ca să o folosească partidul în clipuri de scos lumea în stradă și Dragnea în discursul de la meeting. Da, s-a grăbit, na. E incredibil totuși cum Livache încearcă să transforme problemele lui în problemele tuturor. Adică nu oricine se lovește de abuzurile anticorupției și de procurorii care fac jocuri politice. Trebuie să ai o poziție influentă în societate, să fii undeva în proximitatea puterii ca să te atingă astfel de abuzuri, nu? Dumneavoastră ați suferit vreun abuz din ăsta? N-am suferit, dar pare abuz. Ați fost vreodată victima unui abuz? Adevărul e că statul ăsta paralel e foarte discret. Nici nu știi când te-a abuzat. Tu poate că mergi liniștit pe stradă, dar statul paralel pe care tu nu-l vezi lucrează împotriva ta. Oricum trebuie să-l crezi pe cuvânt pe Dedi că el chiar există. Apropo, Nea Livache, a fost un succes până la urmă meeting-ul? Gata? A căzut statul paralel? Să ne anunți și pe noi dacă mai rezistă sau nu, că oricum tu te vezi cu el la pomana porcului, nu? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.